la Universitatea Titu Maiorescu se face carte. Stimată doamnă președinte, vicepreședinte actual, stimată doamnă decan, stimată domnule președinte, stimați domn prorectori, dragi studenți. La Universitatea Titu Maiorescu se face carte. Este o afirmație sinceră, este o evidență și ea nu trebuie demonstrată, pentru că vedem asta în fiecare zi în care pășim pragul universității, în care interacționăm cu profesorii universității, în care ne bucurăm de dotările universității și în care audiem cursuri și seminarii în sălile și amfiteatrele universității. La Universitatea Titu Maiorescu se face carte, dar se fac și cărți. Aveți o cercetare științifică de invidiat și asta pentru că aveți un corp profesoral de invidiat. Dar nu numai corpul profesoral este de invidiat, după cum se vede, ci și corpul de studenți. Nu numai numărul, dar și calitatea acestora. La Universitatea Titu Maiorescu se face carte. Totul se face pentru carte, pentru învățătură, atunci când se investește într-un nou corp al universității, în noi dotări ale universității. Aceasta nu poate să fie altceva și acestea nu pot să fie altceva decât ziduri pe care se susține cartea, știința de carte, nevoia de carte pe care universitatea o satisface. La Universitatea Titu Maiorescu se face carte. Mai mult decât atât, s-a făcut și se face în continuare o carte a cărților, o enciclopedie juridică, care este un proiect nu numai asumat de universitate, dar și finanțat de universitate. Și nu numai că este finanțat și asumat de universitate, dar este asumat și susținut de o mare parte a corpului profesoral de specialitate, iar asta nu înseamnă altceva decât că există recunoaștere, există acumulări și există știință. Există dragoste de carte, dar și dragoste de a împărtăși știința de carte. La Universitatea Titu Maiorescu se face carte. Pentru că acesta este rolul universității. Pe acest criteriu s-a fondat acum mai bine de 30 de ani universitatea și acesta rămâne un crez al universității. La Universitatea Titu Maiorescu se face carte și se vor face în continuare și cărți. Iar dacă universitatea a finanțat și susținut un proiect de asemenea învergură ca Enciclopedia Juridică Română, grupul editorial Universul Juridic Pro Universitaria va propune și va finanța câteva proiecte care se pot așeza la fel de mândre lângă acest proiect unic și de anvergură națională care este Enciclopedia Juridică. La Universitatea Titu Maiorescu se face carte și asta trezește emoție, dar și invidie. Trezește bucurie, dar și frustrări. Faceți față cu brio tuturor acestora, pentru că știința de carte nu se face cu compromisuri și nici cu jumătăți de măsură. La Universitatea Titu Maiorescu se face carte, veți face carte, vom face împreună cărți și vom avea parte de carte și de cărți. La Universitatea Titu Maiorescu se face carte, dar se fac și conferințe, facem conferințe, iar Facultatea de Drept ne propune astăzi probabil cea mai importantă și puternică conferință științifică realizată de Facultatea de Drept de la UTM din ultimii 30 de ani. Felicitări, doamnelor și domnilor profesori, felicitări managerilor universității, felicitări dumneavoastră, studenților, care aveți parte de carte și de cărți. Doamne ajută!